Așa cum Domnul este binecuvântat în cer, fie binecuvântat și în adunarea noastră. Amin. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem binecuvânta în vecii vecii. Amin. Îi spunea Domnul Hristos și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat. Amin. Adică atunci când ai vrut să-L cunoști pe Dumnezeu și trăiești în prezența Lui, deja ești în viața veșnică. Că viața veșnică nu înseamnă tinerețe fără bătrânețe și viața fără moarte. Că te-ai plictisit. Ar fi prea lungă veșnicie. Viața veșnică înseamnă viață cu Dumnezeu. Amin. Și asta va da o fericire pe care acum nici nu o putem măsura, încă nici nu o putem trăi, că ne-ar plezni burdufurile. Dar Domnul va face ca atunci să fim ca El. Amin. Și să-L vedem așa cum este, slăvit să-i fie. Amin. Ne-am bucurat în dimineața aceasta. Singurul lucru ce m-a întristat e că spatele Martinii neam sunt noi români și noi românii ne înțelegem mai greu cu nemții. Poate dumneavoastră mai ușor, dar nu chiar așa dintr-o dată. Am început cu spălarea picioarelor la dumneavoastră. Aș vrea câteva cuvinte să am din această lucrare, oprindu-mă la Ioan capitolul 13. Și vreau să citesc cuvintele Domnului care zicea versetul 8, partea a doua. Dacă nu te spun eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Și vă rog să vă amintiți ceea ce spunea Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 11. Am fost spălați, ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți de prihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeu în cele vie. Mulțumim celui ce ne-a spălat. Așa începea și cartea Apocalipsa, capitolul 1, versetul 5, a Lui care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său, slăvit să-i fie. Cu sânge, cu apă, că scrie un Ioan 5, el a venit cu sânge, a venit cu apă. Dar, dacă ne-a spălat și drept simbol, avem botezul. Care nu el în sine spală, doar un simbol acestei spălări binecuvântate. Spunea Domnul în continuare versetul 10. Cine s-a scăldat sau cine s-a spălat sau cine s-a botezat, cum v-am spus? N-are trebuit să spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Eu cred că spălarea picioarelor, pe lângă alte aspecte, are și un aspect de ritual, de sacrament. În ce sens? Știți, când ne-am botezat, Domnul ne-a dat o trecută, da? Asta nu mi-este greu să vă convin, cunoașteți doctrina aceasta. Dar vă întreb, după ce noi suntem pocăiți, mai greșit? Mânuța sus care mai greșit ca să-i spunem să stea jos. Ne mai putem boteza o dată? Bun, dar dacă trecutul ne-a fost spălat printr-o apă, un simbol de apă, astea mărunte, cum ne mai rezolvă? Iată că Domnul a lăsat și lucrarea asta, ca să fie un simbol de lucrare, de spălare parțială. Că noi nu ne-am mai murdărit de tot. Că dacă cineva a răstignit pe Hristos a doua oară, nu mai poate scrie Evrei 6. Dar greșelile noastre își găsesc acestea evidențierea în această spălare. Că umblând prin lumea aceasta, așa ne mai murdărim pe picioare. Pentru că lucrarea mântuirii comportă două dimensiuni. Tot trecutul nostru a fost salvat la cruce, când Domnul a slujit drept jertfă. Dar Domnul nu și-a încheiat lucrarea mântuirii cu asta. Citesc din Evrei, capitolul 8, unde scrie atât de frumos, punctul cel mai însemnat a celor spuse, este că avem un mare preot care se așează la dreapta scaunului de domnia măririi cerului. Dar ce face acum? Citesc capitolul 7, versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie prin el. Și nu scrie aici pentru că s-a jertfit acum 2000 de ani. Pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Ne-a spălat odată, dar mai e nevoie din când în când
Așa că de o parte de spălare să se mai realizeze. Și scrie în continuare, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Dar deși el este acolo, scrie aici în 4:15, n-are un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Și când ne spălăm noi pe picioare așa simbolică și botezul, îl facem unii la alții, ne spală el. Slăvit să fie numele. Ne iartă el. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Amin. Merită să faceți spălarea picioarelor. Amin. Am meritat făcut și botezul, merită făcută și spălarea picioarelor. Domnul ne-a iertat odată de toate și mai greșit de parcurs, îi pun și ne iartă și de acestea. Amin. Amin. Un alt gând. Ioan 13, citesc de la versetul 12. Iisus le-a spălat picioarele și a luat haine, să jasă iar la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce m-am făcut eu? Și am gândit frați care spun, cum trebuie făcută spălarea picioarelor? Trebuie doar să înțelegi. Și eu am întrebat, dar voi cum înțelegeți să faceți o lucrare mai bine când o faceți sau când nu o faceți? Cum înțelegi o femeie mai bine cum se face o prăjitură? Dacă a făcut o prăjitură sau numai dacă a văzut prăjitură? Sau numai dacă a auzit de o prăjitură? Nu-i tot una să vezi reclama sau să mănânci, nu? Noi o facem că are o valoare simbolică, dar o facem și din ea învățăm mai multe lucruri. Printre altele, două aspecte. Versetul 13. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Domnul tradus românește ar fi stăpânul. Deci, dacă eu, stăpânul, v-am spălat picioarele voastre și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Tot care crede că e stăpân, la unul care e slugă. Pentru că știți ce le-a spus Domnul când s-au certat care să fie cel mai mare. A zis, tot care crede că e stăpân, să intre pe rolul de slugă. Aceste roluri interschimbabile. Pentru că această lucrare face bine frățietății. În așa fel, după cum e scris, fiecare să privească pe aproapele său mai presus decât pe sine însuși. Se pare că altul e mai jos, că mai puțin în școală, mai puțin în bani, mai puțin arătos. E mai slab pocăit, uite, tu de deasupra, pe la întors lucrurile de dedesubt. Dacă eu, Domnul, am făcut asta, luați modelul, dacă înțelegi. Mie odată mi-a administrat Domnul o lecție. M-am dus la lucrarea cinei Domnului, spre la Peciorul, undeva într-un sat în munții Apuseni. Și când ajunge la lucrarea spre la Peciorul, cu cine mi s-a nimerit, am zice, da, de Dumnezeu întâi să fac spălarea unul care venise de la mine, fusese schimbul 4 și de la mine venise direct la adunare. Iar oarecum și mai, nu chiar 100%, eu puțin mai sensibil, am avut eu probleme cu ficatul, când l-am ochit, am zis, mi-e puțin greț, așa ca să spun pe românește, și am învățat o vorbă cu unul ca să nu fac pereche cu altul la spălarea picioarelor. N-a observat nimeni. Totul a fost cu privire pe coada ochiului. Lucrarea s-a încheiat, de acolo am plecat cu soția, aveam copiii mici și ajung undeva la altă adunare și pe un drum de țară neasfaltat, așa, toamnă ca acum, ploaie, unde a fost noroi mai mare, pană la mașină. Cine sunt fapte, doamna, copiii, iau pe amici? Eu nu. Repede, grăbit, pun toate la loc și cobor într-un râuleț ce era acolo să mă spăt. Și mintea mea aud ca o voce. N-ai vrut să speli cu apă caldă un sfânt pe picioare. Spală-te în apă rece după picioare de la toți ceilalți. Și am înțeles că nu i-a plăcut Domnului gestul meu. A fost un test. Dragii mei, a fost mai mare distanța de la Domnul la Iuda. Că l-a spălat și pe ăsta.
decât de la mine la ultimul om de pe pământ pe care trebuie să-l spală. Și Domnul, Fiul lui Dumnezeu, venit din cer. S-a plecat să spere pe cel ce curând după aceea avea să vândă. Mare Domn avem. Amin. Da, smerit de la care se poate învăța. Pentru că în smerenie Dumnezeu dă har. Amin. De aceea învățați lucrarea aceasta. Se spune că un om s-a rugat să vadă ce fac îngerii. Și s-a gândit să umble cu un înger. Cu o condiție, să nu ceară explicații din ceea ce vede. Și printre altele să scurtez. Asta, nu știu dacă a fost real, dar imaginația e bună, e dreaptă. S-a dus undeva la o adunare, frați primitori, i-au primit cu drag, i-au găzduit, i-au dat masă, s-au zis să dea Dumnezeu să fiți toți mici. Și-o somnă, dar asta e binecuvântare? Sau ce? S-a dus în altă parte, care de care mai mândru, arogantului, la voi cine sunteți, spune-te-ți de drum. Nu i-au primit nici măcar să mănânce ceva. Și la gata, rostește într-o rugăciune, zice, să dea Dumnezeu să fiți toți mari. Și-a zis, da, voi explicați-vă, zice, o dau, dar ne despărțim. De ce i-au răzdat cei care ne-au primit să fie toți mici? Că unde sunt toți mici, Dumnezeu mare între ei și se împacă. Amin. Când sunt toți mari, apoi urma satana mai are lucru. Așadar, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Amin. Scria Petru. Că nu învăța lecția asta. Pentru că la vremea potrivită el să vă dați. Și încă un aspect pe lângă cel legat de slujire, de smerenie. Spunea Domnul aici să vă spălați picioarele unii altora. Și vrea să surprind aspectul părtășiei. Știți că din vechime a fost obiceiul bun al primirii de oaspeți care includea și spălarea picioarelor. S-a dus Domnul într-o casă și i-a imputat la Simon, a zis, tu nu mi-ai dat apă pentru spălarea picioarelor. Știți că la femeile văduve, ca să primească pensie de la adunare, scrie în Timotei 5, să fi spălat picioarele Sfinților. Și mi-a scris acolo ceva, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Relațiile noastre frățești într-o societate care e fărămițată, că așa a văzut. Așa arăta Domnul chipul din Daniel 2, că era parte lut, parte pământ, numai nu se pot uni. Și scrie acolo, nici măcar prin legături de căsătorie nu se pot uni să fie legați. Deși căsătoria trebuie să leagă, cei doi să fie unul. În schimb, în cazul nostru al credincioșilor, și această lucrare contribuie la sudarea legăturilor frățești. De aceea, să nu faceți greșeala care am făcut-o eu, să vă alegeți pe unul, alegeți acum pe unul, alegeți pe altul. Când am făcut acest spălare picioarelor dimineață, pe mine m-a spălat fratele Costică, eu n-am vrut să-l spăl pe el. Am zis, uite, spăl pe fratele ca să facem un cer. Și fratele spală pe fratele. Că dacă așa numai câte doi, se mai întâmplă și la surori, dar așa dacă facem cercul mai mare, să intre toți. Asta face tare bine, slăvit să fie Domnul. Amin. Pentru că sunt unii poate care se cred mai la periferie, așa. Și tocmai ăștia trebuie cuprinși și aduși și legăturile frățești întărite. Ba, la urmă, și le-am spus la frate, ne-am îmbrățișat și ne-am sărutat. Temă pentru acasă, să citiți, să vedeți în epistole de cât eu scrie o sărutare sfântă. La frații menoniți, îmbrățișarea cu sărutare sfântă, evident, e act de cult, alături de cina Domnului, spălarea picioarelor. Nu spun să iei act de cult, e spus o practicație. Adică și acea îmbrățișare de după spălarea picioarelor, contribuie și aceea.
la întărirea legăturilor frățești. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin? Amin. Vreau să trecem acum la celălalt text care a fost citit, 1 Corinteni, capitolul 11. Și să îi urmărim puțin pe frații noștri corinteni, cărora Apostolul Pavel le spune 11 cu 20, când va dona la o altă, nu-i cu putință să mâncați cina Domnului. Le spune ar fi indicat să fie amânată, până puneți la punct niște luni. De ce? Le-a recomandat mai bine să o amâne? Ca să nu pățească, așa cum scrie aceea versetul 20-30. Din pricina aceasta, că n-ați amânat-o și ați făcut-o așa cum ați făcut-o, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Adică mulți au luat, cum scrie în versetele acestea, cina Domnului în chip nevrednic. Și să știți că a luat cina Domnului în chip nevrednic nu înseamnă numai că ai făcut o greșeală și în săptămână înainte de cină și te-ai scăpat și ai luat-o. Nu, în primul rând, la asta se referă. Că doar noi ne rugăm când luăm cina Domnului. Și vreau să vă dau exemplu regii lui Ezechia, cartea a doua, Cronicilor. Capitolul 30. Au sărbat Paștele fără un calendar stabilit dinainte, pentru că a fost o cercetare a Domnului și s-au apropiat de Domnul, le-a trimis veste, așa, dintr-o dată. Și scrie în 38, o mare parte din popor, mulți din Efraim, Manase, Isaac și Zabulon, se curățiseră. Și au mâncat Paștele după ce le scrise. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând, Domnul care este bun, să ierte pe toți. Cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor, măcar că n-au făcut Sfânta Curățire. Domnul a ascultat pe Ezechia și a dat poporul. Cu asta nu vreau să spun că ne putem permite să ne facem vinovați și să spunem, a, am în mare lucru. Și vreau să scot în evidență alte aspecte pe care vă voi arăta că școriterile pierduseră din vedere. Și s-ar putea fi spirit de genul acesta să vină și la noi și să ne facem vinovați. Revenim la textul din 1 Corinteni 11. Și vreau să vă citesc mai întâi la 24, după ce am mulțumit Dumnezeu, spunea apostolul, cum a învățat de la Domnul, Domnul le-a zis să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și ca să vedeți cât de important este aspectul comemorării, a amintirii, versetul 25 cuprinde din nou acest cuvânt. Spre pomenirea mea și asta nu din când în când, ori de câte ori. 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâine aceasta și veți paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Dragii mei, spuneți-mi, vă rog, prorocii din vechime, înainte de venit Domnul Hristos, ce au fost chemați să vestească? Ascultați-mă ce vă citesc din Petru. 1 Petru, capitolul 1. De la versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme, ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era ei, când vestea mai dinainte patimele lui Hristos. Noi ce facem la cină? Vestim. Dar astea au fost vestite și înainte. 4.000 de ani au fost vestite patimile lui Hristos înainte de a fi. Și de 2.000 de ani se vestesc că au fost. De când s-a adus prima jertfă? Și după ce s-a adus marea jertfă, se tot vestește ce a făcut Domnul Hristos pentru noi. E important asta? E foarte important. Vă citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 1, unde Zaharia, umplut de Duhul Sfânt, printre altele, a rostit următoarele, versetul 69-70. Hai și 68, e prea frumos. Binecuvântat să fie Dumnezeul Israel pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat în mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost în vechime măriți să fie Domnul. Și vă întreb, după ce vom ajunge în eternitate, se va mai face efectul la mielul care a fost rugat? Se va face, că scrie Apocalipsa. Acel ce șade pe scaun de domnie și a mielului, să fie slava, cinstea, stăpânirea în
vecii vecilor, mărit să fie tot. Amin. Iată la ce onoare suntem chemați noi, onoare pe care am avut-o profeții. Har pe care l-au ființele din cer. Să vestim, cum zice Petru, lucrările minunate a lui Dumnezeu, dintre care cea mai minunată este jertfa Domnului Iisus Hristos. Știți că în Vechiul Testament cine nu își aducea darul, interesant scrie, la Paște, ei de fapt mâncau, dar scris acolo, noi n-am putut să ne aducem darul. Și zice Evrei 13 că noi avem de adus o jertfă, lauda buzilor noastre. Și în toată lauda buzilor noastre, prima părere să fie jertfa Domnului. Cine nu face lucrarea asta de vestire, se face vinovat. Că a tăcut. Ziceau cei patru leproși de la poarta Samariei, dacă acum într-o zi de veste bună noi tăcem, vom fi vinovați. Zicem Psalmul 68, iată femeile lucrătoare de vești bune sunt o mare, nu știe. Toți care participăm la cina Domnului, vestim moartea Domnului până va veni eu. Mai mult decât atât. Să știți că noi la cină și am apreciat că ați solicitat să cânte cântări pe tema aceasta. Trebuie să ne preocupăm în mintea noastră și să gândim profund la această lucrare. Știți de ce le-a recomandat Pavel Corintenilor să nu ia cină? Ascultați-mă ce vă citesc. 1 Corinteni 11. Citesc de la versetul 21. Imediat versetul ne zice, nu-i cu putință, în continuare, fiindcă, adică de ce nu știți vredeci pentru cine? Atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să aducă cine alții de el înaintea altului. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Un om beat se mai poate concentra. Adică ei se preocupau atât de mult de mâncarea aceea de așa de agape, mese de dragoste, și le stătea capului, cu stomacul tot, la fripturile sau nu știu ce mâncau ei atunci. Și aduceau băutură și cina Domnului pentru ei era ca ultima bucățică de prăjitură. O gândim și pe asta. Nu se concentrau asupra acestei lucrări. Acum noi nu mâncăm înainte, poate după aceea, poate se vizi ceva aici, poate acasă. De aceeași greșeală ca la Corinteni, dacă la cine zici, hai, hai, repede, nu mai termin o dată, dar de ce mulți vezi aici? Să mânc, frate. Și iată-ne în postura Corintenilor, cu gândul, cum zicea un copil din Austria, că s-a constituit o adunare, au făcut frații câteva mese, dragoste să se cunoască. Dar după aceea n-au mai făcut și un copil, știți cum nu știe bine românește și în germană, ei că-s cuvinte, zice, da, dragoste de masă nu mai aveți. Așa aveau și Corintenii, dragoste de masă. Și le spune așa, nu-i cu putință să luați cina Domnului. Vreți să mâncați? Zice, n-aveți casă. Mâncați până vă săturați, dar măcar zilele astea, măcar în ziua asta când participați, lăsați mintea liberă, stomacul și el mai gol, că așa e gândirea mai curată, ca să vă puteți concentra și să vestiți nu doar așa pe fugă. Să vă gândiți la ce a făcut Domnul. Asta mi se pare mai mare vinovăție decât că te-ai scăpat și l-ai strigat la un coleg de muncă. Aia ți-a cerut iertare și da. Dar nu te gândi profund la ce a gândit Domnul pentru noi, la ce a făcut pentru noi, asta e vinovăție. Domnul să vă dea harul, să vă puteți bucura vestind moartea. Să puteți să vorbiți despre asta, dragii mei. Să citiți textele din Evanghelie când vine ceva Domnului indicat. Să vorbiți acasă. Scuzați-mă ce vă citesc în Exod, capitolul 12. Cum a procedat Domnul la sărbătoarea Paștelui. Și să nu spuneți că Paștele evreiești au fost mai important decât cina Domnului. Că cina Domnului suspendă toate sărbătorile de Vechiul Testament. E mai valoroasă decât toate luate la un loc. Exod, capitolul 12. Scrie de la versetul 14. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăstuiți, rețineți, în cinstea Domnului. Adică noi nu doar că îl
vestim cu această ocazie, trebuie să avem cuvinte să lăudăm. Așa făceau cei din cer în fața mielului care a fost junghiat. Îi vrem să primească lauda, slava, cinstea și mulțumirile. Îi le dăm? E vrednic pentru asta. Și scrie aici în versetul 24 să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în viață. Când veți intra în țara pe care vă dă Domnul după făgăduința lui să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți, este jertfa de Paști în cinstea Domnului. Amintiți-vă că evreii și avem câteva citate în Vechiul Testament și chiar în Noul Testament, în predica lui Ștefan, în predica lui Pavel. Ei obișnuiau să spună la rând, noi am fost robi în Egipt și Dumnezeu a uit pe egipteni și ne-a spus pe noi. Că asta înseamnă să pomenești moartea Domnului. Să spui toate aceste evenimente, să le mai repeți odată. Vă întreb, ar merita un alt eveniment să fie mai mediatizat, mai pomenit decât acesta? Dar nu știu cum se face că la unii le vrea să povestească ce bravură au făcut ei. Poate în ce lucrări au fost implicați unii. Unii povestesc faptele legale au, alții au făcut și fapte bune și le povestesc și pe alea. Dar zice Pavel, ascultați-mă, 1 Corinteni, capitolul 2. Că începuseră să se laude unul cu Apollo, ăsta e bun predicator, ăsta e feblețea mea, altul. Pavel, măi, vreau să se fac minuni. Și le spune, ceva nu e regulă cu voi. Voi ați început să înălțați pe oameni, când pe unul, când pe altul, unii pe unii, altul. Alții pe altul. 1 Corinteni 2 cu versetul 2. N-am avut de gând să știu întrebarea ceva decât pe Iisus Hristos și pe El. Adică El trebuie să cuprindă discuțiile noastre. Să vorbim despre Domnul mai mult și mai des, că scrie în Maleahii, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea. Dar ce vorbim? Eu nu știu pe aici. În România se mai întâmplă. Când e campanie electorală, mai vorbesc de politicieni. Apoi, acum, cu internetul, fel și fel de discuții și de povești, pe forum, pe bloguri, pe telefoane, ieftin, timp pierdut. Dacă merită ceva vorbit, merită să mă amintim o dată și încă o dată și încă o dată că Domnul a murit pentru noi. Amin. Pentru că, dragii mei, cum s-a amintit și asta și drept, Domnul a suferit pentru noi, să știți că suferința Domnului nu s-a rezumat la câteva ore. Domnul ne-a iubit și jertfa Lui, scrie în Biblie, cartea vieții mielului care a fost junghiat de la întemeierea lumii. El și-a preluat rolul de miel și de jertfă de atunci. Când Dumnezeu i-a cerut lui Avram să jertfească pe Isaac, știți de ce a cerut asta? Așa îmi imaginez eu și vă rog să vă gândiți la ce vă spun. Fiindcă Dumnezeu se gândea atunci la jertfa fiului său. Și l-a pus pe Avram să facă o machetă, o imagine din asta. Nu s-a gândit Domnul Hristos la noi și la viața care a urmat să-și rodea numai atunci câteva ore cât a suferit. S-a gândit 4.000 de ani înainte. De aceea Duhul lui Dumnezeu care era în proroci vorbea despre asta, pentru că asta era în inima lui Dumnezeu. Jertfa aceasta binecuvântată merită să fie și în inima noastră. Merită să vorbim mai des despre Domnul. Amin. Am fost plecat în vara aceasta puțin în zona Maramureș. Am tras undeva lângă drum, am stat cu soția, am servit ceva. Și vine oamenii de la câmp, de la fâni, și acolo este salutul frumos. Slăvit să fie Iisus. Și se răspunde în vecea lui. Oameni ortodoși. Și eu când mă rog pe unul din la ușa bisericii, ceau, ceau, fac alergie. Mă apuc o mâniță. Îi folosește numele Domnului. Că ți s-o descoperit, vestește. Că merită să fie înălțat. Asta pentru veci veci. Povestește despre Domnul. Spune asta. Eram undeva în Albaiolea la o masă cu frații și ești cineva nepocăit veniți pentru prima dată la adunare. Și unul povestea, m-a fugit el din țară, ce-o făcut. O soră s-a întâlnit. Cheamă pe gazda acasă și spune, potonește-l. Îl cheamă afară. Zice, omul ăsta a venit pentru prima dată, trebuie spus ceva despre Domnul. Și dacă nu voi, bărbații, nu o faceți, intervenim. Pentru că sunt ocazii binecuvântate, dintre care culmea e cea
în care stăm mașina Domnului să vorbim despre Domnul Iisus. Fie în numele Lui binecuvântat, sau de la răsăritul soarelui până la apusul Lui. Mărit să fie Domnul. Amin. Frumoasă binecuvântare, să-L vestim pe El și ce-a făcut. Amin. 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 Spunea apostolul Pavel, apostolul la neamul ăsta e valabil pentru noi. Citiți de la versetul 29, că cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea o sâlnă însuși. Și știți ce înseamnă o sâlnă aici? Scrie mai jos. O sâlnă odată cu lumea și despre Iuda e scris că a căzut în o sâlnă, adică pierderea mântuirii. Dacă nu deosebește trupul Domnului, ce să deosebim? Iată ce înțeleg printre alte, nu înseamnă că spun tot ce poate fi cuprins în aceasta. Mă întorc la capitolul 10. Versul 4. De aceea, prea iubiții mei, fugiți din chinare la idoli. Vă vorbesc onorabil cu judecată. Judecați voi singur ce spun. De-aia vă spuneam că trebuie să ne concentrăm asupra acestei lucrări ca să o înțelegem. Paharul binecuvântat pe care binecuvântăm nu este în împărtășirea cu Sfântul lui Hristos? Comuniune cu Dumnezeu. Pâinea pe care o frângem nu este în împărtășire cu trupul lui Hristos? Și vreau să-ți uitați-vă la Israel după trup. Cei ce mănâncă jef nu este în împărtășire cu altarul. Deci ce zic eu? Că un lucru jefuitilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Neamul jefuiesc dragilor și nu lui Dumnezeu. Deci, domnul, nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți lua parte și la o masă și la cealaltă. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Și cea mai mare gelozie ar fi la cina Domnului. Spui că eu mănânc cu tine. Dar Dumnezeu le-a spus evreilor în primele porunci. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Și acest Dumnezeu mare m-a chemat la masă. Și ne duce și în împărăția sa la masă. Să stăm cât pentru vece căci. Au zis, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Și spune că la cina Domnului trebuie să deosebești. Stai la masă cu Domnul sau ai și alte mese? Prietenia cu lumea? Prășpășie cu Dumnezeu. Prietenie cu vreun idol? Fugiți de închinare la idol. Asta stârnește mânia divină. Și te duci în o sândă, în locul pregătit de angelor și îngerilor lui. Stai cu satana la masă, nu te despărți Dumnezeu pe vecii vecilor. Mă, nu la masă să stai împotriva. Vrei să fii cu el la masă? Atunci Duhul Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Și astăzi vreau să ne cercetăm. Avem ceva de a face cu idolii. 1 Ioan 5 cu 19 și se încheie epistola. Copilașilor, feriți-vă de idoli. Idol sunt mulți, sunt frate, misionari de la prin lumea a treia, a venit la o donare aici, în zona noastră, în lumea civilizată, și au zis, vreau să, după adunare, ce am pregătit în cameră durată, o expoziție de idoli moderni. Oamenii curioși s-au așteptat să vadă ce statuete fi adus de pe acolo, din Papua Noua Guinee. Și când se duce pe masă, minge de fotbal, minge de basket, mai americane alea lor din golf și dincolo ceva, un CD-ul, un DVD-ul. Și dar noi am crezut că era ceva de pe acolo, de prin insule. Lasă că nu. Idolii de acolo vă ispitesc. Ăștia de la voi vă ispitesc. Da? Știți că în lumea sportului citiți un ziar. Dar nu odată, să vă lămuriți, nu mai multe. Și să vedeți că fotbaliștii ăștia sunt numiți idoli. Așa e? Poți să vizionezi meciul și să fii și la cintă. Poți, nu o să fii cam neputincios cu vremea. Și o să fii pedepsit de Domnul și să casă o sânta. Da? Dumnezeu e gelos. Știți de ce? Pentru că un idol îți cucerește inima și nimeni nu poate sluji la doi. Da. Dumnezeu și-a comparat relația sa cu poporul său cu relația cu o familie. Știți că pe Testament era permisiunea să aibă unii două neveste.
ați găsit vreunul care se le poate iubi pe amândouă? Bietul Iacov nu, Elcana nu, știți vreunul care a putut iubi Domnul? Dar cum se face că noi încercăm? Și pe Domnul, și pe Domnul, Domnul. Da. Și lista poate să continue. Nu doar sport, nu doar filme. Internetul știți că doar e. Cea mai puternică forță a diavolului. E cam Sodoma de. Vine și bate la poartă, știi? Eu îmi imaginez că am deschis computerul și scriu o pagină. Spunea fratele că am comunicat, m-a invitat și am răspuns. Și știți cum în lumea asta virtuală. Nu mai vezi că îți apare pe stânga, pe dreapta. Nu vrei, nu? Îți las, mă, că vreau să scriu, mă. E ca în Sodoma, bate la poartă. Dar eu am treabă, vreau să învăț, că caut ceva, mă interesează ceva științific, vreau să-mi iau un bilet și gata. Și de încoace, nu m-a tentat. Și trebuie să fii tare să vezi. Trebuie să slujești numai Domnului Dumnezeului tău și lui să te închine, amin? Amin. Ispitiți în diavolul pe Domnul Iisus. Mai întâi o zi să ți-i foame. Păi m-a încercat cu ceva și în final zice, dar uite, s-a arat totul. Nu o pâine am vrut să-ți dau ca să o cucerească, pe Domnul nu și-i dea totul. Și Domnul zice, diavole, vezi, acum am vrut să-și de vrei. Adică vezi, dai totul numai să mă închid ție. O să pleacă să facă. Domnul Dumnezeu trebuie să te închid și numai lui să-i sunt. Am avut o discuție cu cineva, despre un care nu avea internet și pe bun, dacă poți să nu ai. Că ești mai liber și fără telefon mobil ești mai liber. Dar le-am amintit ceea ce scrie Psalmul 1. Știm că tare le plăcea așa să poarte povești. De la unii la alții, vorbe. Versetul 1. Nu puteți sta, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa diavolului. Ferici de omul care nu se duce la satul celor răi. Asta poate fi și pe internet, poate fi și la telefon, poate fi și așa, numai se întâlnesc cu niște suroși sau niște bărbați. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor? Și aici mă întrebați o părerea noastră. Și pe internet și așa, în povești. Tare, mă întrebați o părere. Și cine vorbește chicul cu furat, zice proverbe că rănește ca străpungerea unei săbii. Știți că Samuel în noaptea în care Domnul a vorbit, l-a învățat el ca un bătrân în slujbă, a zis, când auzi vocea aia să zici, vorbește, Doamne, că robul tău, ascultă. Dar când te prinde vraja să asculți povești, trevedere, tu știi cui aparțin astea? Tu știi ce slujbă faci în ziua aia? Tu ești ca unul care se adresează diavolului, vorbește, Doamne. Al puterii Văzduhului, că robul tău ascultă, da, poveștile. Și atunci mai poți să stai la masă, Domnule. După ce ai stat la poveștile astea. În loc să fi stat să-L vestești pe Domnul, că merită Dumnezeu să vă cerceteze. Ca să vă dau un exemplu, cum puteți imagina, hai să întreb pe surori să vină bărbatul într-o zi, în ziua de salar, să fie întârziat și puțin, și să spună, auzi, dragă vece, m-am dus bani, știu că tu ai pregătit mâncare și vreau să stau la masă cu tine. Dar să spui drept, nu-ți toți banii, că eu înainte m-am dus undeva la un local și am servit o cafea și o prăjitură cu o colegă. Eu m-am ceva sentimente și pentru ea. O să mai aibă nevastă, dar poftă de mâncare. Dar tu mai poți avea. Dacă stai la masă cu Domnul, nu-i așa? Doamne, îți mulțumesc ce mâncare ai pregătit, mănânc din trupul tău. Dar să te întreb de înainte, din ce ori te mâncași? Doamne, eu sunt al tău. Da. Te-am spălat. Te-am primit la masă. Dar la altă masă, de ce stai? Deosebește trupul Domnului. Că Dumnezeu este gelos. Dumnezeu este Sfânt, Sfântăriței. Era o serbare, cum se mai întâmplă așa de sfârșit de an, și patronul a invitat pe fratele și pe un credincios. Și tu cum ai acolo? Cum
cumva încercat să se scuze, au insistat și colegii. Și el a zis, dar știți, eu mai am un prieten. Se vine și el, hai ce? Doamne, mai este un loc la masă, comandăm un meniu în plus. S-a dus, a început muzica, a început poveste, zice, nu mai pot să stau, prietenul meu nu mai vrea. Băi, scuze-ne că nu l-am invitat, o fi afară la mașină, atunci. S-a dat telefon că nu mai vrea. A zis, nu, hai să vă spun drept. Eu așa îmi place să mă înțeleg cu Domnul Iisus în fiecare zi, zic cu mine, hai cu mine, păzește după drum. Hai cu mine, ajută-mă, că știu că la urmă vrei să mă iei să mă duci în împărăția ta. Și nu mi-i place aici, nu se simte bine. Sunt situații în care, din Corinteni, capitolul 15, nu putem să ne avem nimic cu cei din lume, nu? Care să-mi da să ieșim? Eu nu, să stea la serviciu, să ascult muzica din birou care e acolo, pe tramvai sau unde... Dar ce face, nu? Dar măcar când ești liber, și atunci tot acolo mai stai. Atunci când poți, când se termină orele de servici, nu-ți vine atunci să fugi, să spui, Doamne, hai să ne tragem amândoi la umbră, să stăm de vorbă. Hai să stăm la masa ta. Doamne, ajută-ne. Amin. Ce credeți? De la ce v-am oprit? O să vă fie rău? Eu m-am încercat acum de la lapte sau de la oțet? De la perin, zice fratele, că am vrut să vă încerc. La lapte vă dau drumul, să doriți laptele duhovnicești și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Măriți să fie. Eram undeva cu soția la Viena, o familie, mi-a dus la altă familie și strigă ăștia și pe balcon și hai sus, la o cafă. Și Domnul să vă ierte. N-ar fi fost mai frumos să spui, hai la o rugăciune. Dacă are nevoie de o cafea pe obosit, dă-o, nicio problemă. Dar părtășia sfântă, asta e mai bine cuvântat. Să putem vorbi despre Domnul, să putem sta la masă deosebind trupul Domnului, adică având părtășie cu El, cu ceea ce este sfânt și feritul de tot ceea ce este păcătos, că și tot ce este în lume. Hai să vă citești versetul ăsta. Uite și deschide. Pofta ochilor, pofta firii pământeștilor de roșia vieții, nu sunt de la Tatăl și din lume. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și acum aproba operației. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Adică este dovadă că ești cu fața spre lume, cu spatele spre Dumnezeu. Și Domnul Hristos e imaginea dragostei lui Dumnezeu, că Dumnezeu prin asta ne-a dovedit că ne iubește, așa-i? Amin. Atunci să dovedim și noi că vrem pe El și numai pe El să vin să fie Domnul. Rupeți-o cu tot ce-i lumez. E păcăleala diavolului, dragii mei. Dați-vă Domnului, slujiți-i cu toată inima. Surorilor, când vă întâlniți, vorbiți, că știu eu, sunteți însărcinate, aveți probleme cu copiii, și ce, frate, probleme de servici, bun, le vorbim, nicio problemă, e normal să fie așa. Dar de îndată ce terminăm cu astea, trebuie să ne facem loc pentru cele sfinte, iar când despre cele rele, e loc pentru astea? Odată la o școală, le-a dat profesora de religie test, să scrie ce scrie despre Dumnezeu și despre Satan, să împartă foaia în două coloane și să scrie. Fetiți o scris despre Dumnezeu când învățase părinți. Cu venit vremea și a terminat timpul afectat pentru test. Și când aduce lucrări înapoi, zice profesoara sau învățătoarea, zice, am vrut să-ți dau notă bună, că atâtea știi despre Dumnezeu. Dar trebuie să scrii ceva și despre Satana, că am punctat separat. Și fetița zice, eu știu despre Satana, dar n-am apucat să termin cât eu știu de Dumnezeu. Și mi s-a părut astea să le scrie. Păi, cine se apucă să vorbească și mai rău, o terminat cu cele bune. Avea fratele Simeonul că vorba, când ne auzea pe frasă că vorbește, că nu ceva, nu cu ceva. Zice, iar începeți cu Evanghelia fără capitole. Ați terminat cu capitolele. Dragii mei, să stăm la masă cu Domnul. Amin. Și la cină, dar și în rest. Că pe scaunul majocoritorilor nu-i loc pentru noi, ca e masa să dărmi. Domnul să vă păzească. Fugiți de diavol. Amin. Apoi, vreau să mai scot în evidență un aspect din 1 Corinteni, capitolul 11.
legat de a deosebi de Sfântul Dumnezeu, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Ce credeți? Scrie în 10 cu 17, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Am întâlnit, poate ți-au și dumneavoastră, prin țara, situații în care unii nu se împărtășesc în, chiar în biserica lor, s-o pătind că alții sunt cu probleme și s-ar întina. Căsătura asta nu are suport. Biblia spune, dacă e vorba de cineva e făimător, urmesc, curvat, răpăresc un astfel de om, nu trebuie mi se stai la masă în sensul de părtășenie cu astfel de om. Zice să n-aveți niciun fel de legătură. Dar eu cu el stau de vorbă, cu el predic, cu el cânt, cu el mă rog, nu la cine vreau. Zic, voi știți cum sunteți. Ciorba în casă împreună, fritura împreună, prăjitura nu în casă. Să nu aveți o problemă. Noi trebuie să fim în părtășie cu cei care, cum zice, fugi de tot și lume și caută lucrurile sfinte împreună cu cei ce nu, pe Domnul într-o inimă curată. Trebuie să ne găsim părtășia sfântă. Dar tocmai asta vreau să vă întreb astăzi, dacă mă auziți câteva aspecte din profeția ce a fost. Sunteți dumneavoastră cu adevărat un trup? Trupul Domnului a fost simbolic aici. Dar nu suntem și noi adevărat trupul Domnului. Dar noi deosebim trupul Domnului. Aveți prieteni mai buni în afară de trupul Domnului sau cu trupul Domnului? Aici trebuie să fie prietenia noastră. Că dacă luăm parte din aceeași pâine, și noi trebuie să fim legați ca o pâine. Luăm parte din același trup, dar trebuie să fim noi un singur trup. Da? Așa este? Surorul, aveți pe luna din adunare care nu o puteți înghiți așa. Pene multe și greu de înghițit. Dacă e cineva care e într-o stare de păcat, trebuie sesizat, nu? Dacă undeva, cineva are un spină, tot trupul se sesizează, nu? Dar ne zice Apostolul 1 Corinteni, capitolul 12, dacă mădular e prețuit, sunt prețuiți toți. Dacă unul suferă, de ce? Fiindcă e din trup. Cineva a dus o vorbă neadevărată despre altul. Zice, auzi, spune, au vândut o casă cu 400.000 de euro. Stai seama. La care eu, ca să-i prind, zic, măi, zic, cine a auzit, cred că are jocul curat. Zic, da, mă, trebuie să te curcă, frate, tu o fă binecuvântat de Domnul. Apoi trebuie să-i zice, băi, dar ești curcă și zice, ceva, nu am motive de bucurie, nu? Păi zice, nu, că m-am ispitit. Nu, cum nu te bucur, mă? Că cineva te ajută, îți dă ceva într-o mână, cealaltă ceva, să vai de cineva cum se neam. Vedeți? Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce... Nu, dar asta deschide din oficiu. Nu trebuie să spună nimeni. Noi trebuie să ne autosesizăm și să facem ceea ce putem pentru frații noștri. Pentru surorile noastre, amin? Că așa este normal. Întăriți pe cei slabi, fiți răbdători cu toții, căutați-i și așa mai departe. Că dragostea este în stare de toate acestea. Și prin aceasta vor cunoaște toți că suntem fericii mei. Eu am 13 cu 13, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Eu nu vă cunosc. Dar ne cunoaște Dumnezeu, da? Scria fratele Paul Brand într-o carte, în timp ce era în Indie, el a fost un medic care s-a ocupat de leproși. Printre altele, a fost unul care deja și-a pierdut în parte de terzi, știți, cu acționa lepra, sprâncene, recalci, alte evidenții, a fost stigmatizat, depărtat la marginea societății, oricum, societatea indiană e pe caste, categorii diferite. A fost tratat, boala a fost stagnată, dar el așa, până la urmă, s-a și botezat, dar se simțea oarecum respins și avea și el oarecare dușmănie. De ce soartea a fost așa, de ce alții l-au respins.
Și într-o zi, fratele nostru medic ea și îl duce la o adunare. Și le spune, să nu faceți probleme, boala nu mai este contagioasă, el este fratele nostru. Se așează undeva așa, mai în spate, și frații care au sosit, i-au invitat mai în față, cum am pus și noi dimineața asta, și i-a dat o carte de cântări, au cântat împreună, au văzut că sunt foarte apropiați, apoi au urmat cina Domnului, l-au servit și pe el, și în timp ce se derula toată slujba, omul începea să se lumineze la față, să fie inundat de bucurie. Și la urmă zice la medic, ăștia-s toți frații mei, dar cum au putut primi cu așa dragoste? Fratele ăsta medic s-a dus apoi peste câțiva ani în Statele Unite, s-a întors la un moment dat în India și îi zice la o fabrică ce-o făcuse acolo pentru ăștia pe cine voiași, îi zice de acolo patronul sau ce era, zice, hai să-ți arăt pe unul care a câștigat un premiu. Și cine apare? Ciungul nostru cu niște șurubele așa în podul parme, că lucra la așa ceva. Și zice, e foarte harnic, dar ce-i mai frumos? Este omul care face ca atmosfera în fabrică să fie plină de pace și de serenitate. Unde o învățat asta? În adunare, când s-au dovedit toți că sunt un singur trup. Asta, cum v-am spus, se dovedește la spălarea picioarelor. Se dovedește când dai ceva la altul care n-are. Se dovedește cum îi vorbești, cu ce dragoste o cuprins. Vă dau un exemplu. Spune lui Doi că a venit străină asta, cum se vedește dumneavoastră aici, așa, că ați vrea ca neamții să vă fie favorabil. Dar ei poate să mai rești de felul lor cu fratele lui Isas, noi ne-am văzut data asta. Așa. Și aș vrea să se aibă milă de dumneavoastră ca străin, nu? Și ascultați ce spune femeia asta când Boaz a venit și a salutat creștinește, Domnul să o binecuvânteze, să răspund, Domnul să fie cu voi. Salutul chiar de câmp. Și scrie aici în Rut, capitolul 2, că după ce le-a vorbit așa, a zis chiar și 13, să capă trece înaintea ta, Domnul meu, că și tu mai mângâia. Și vorbele tale au mers la inima slujnicii tale. Și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicii tale. Și asta a fost pentru ea o mare împlinire. Căci toți avem nevoie ca și la să ne vorbească frumos și să ne cuprindă, nu așa doar protocolare. Cum zicea un biet african, când o sosit în Europa, când o duce amabile, sunt toate lucrătoare de la biroul și vânzătoarele, se dăște, toți te cunosc. M-a văzut și ușile cum se deschid, așa, zice, ăștia cum te văd de la distanță, deschid ușa și vorbesc frumos. Ăștia vorbesc frumos, că e interesul lor, pe bani. Dar noi vorbim frumos, nu scrie în Evrei 13, să nu stăruiți în dragostea frățească. Și știți ce scrie mai departe? Că noi nu avem aici o cetate stătătoare, suntem în căutarea cele viitoare. Adică noi, pentru toată veșnicia, o să fim împreună. Ce dulce și ce plăcut e să rogească frații împreună. Nu-i drept să stai la cina Domnului dacă la unul te uiți așa și la altul așa. A, dar noi știm cum să ne uităm, nu? Pacea Domnului. Amărâtule. Nu așa. Pacea Domnului. Domnul este bine. Dar se mai întâmplă că și noi ne-am supărat, nu? Știți, scrie Matei 18 că a întrebat pentru Domnul. Dar până când? Până la 7? Că sunt aproape. Să mai tot iert? Și Domnul spune, nu mai tot să poti. Că dacă vrei să faci matematică, trebuie să treci de la tabla adunării la tabla mulțirii. 70 de ori cât e 7. Și le dă o pildă. Că unul a iertat pe un rob de 10.000 de cali. E o sumă imens. Și l-a întâlnit pe altul care are dator 100 de lei de euro. Hai. Și strângea, e cât plătești din ce ești dator. Știi ce s-a întâmplat în final? Făcut pușcărie, nu pentru 10.000 de galbeni, a făcut pușcărie pentru 100 de lei. Și zicea, domnul Plăi, e interesant de asta, zice, de aceea împărăția cerului se aseamănă. Știți cu ce? Cu niște oameni care puteau să fie mai mulți și o să rămână mai puțin. Adică de aceea, pentru că unii n-au știut să se accepte trupul Domnului, nici nu o să fie priviți în împărăția Domnului. Că așa se încheie acolo, Mateu 35. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare de voi ar din toată inima pe... Da. Că Dumnezeu ne-a iertat de mult.
Noi îl avem pe unul la inimă. Bun, dar frate, spunea cineva, dar cum să iert? Că aș vrea să iert, dar nu pot. Ai rețeta în Biblie. Matei 5. Binecuvântați pe cei? Rugați-vă! Te-ai rugat pentru că să poți ierta. Te-ai rugat să-L binecuvintezi. Să o frică, dacă deschizi gura, te schimbi și blaste, nu te am. Citeași din foaie. Să-i spun la cineva, zi, trebuie să te cer iertare. Cum, frate? Zi, vreau să scriu pe foaie. Nu cu dacă, că știi că și tu. Dumnezeu așa a făcut cu tine? Îți mai pomenești vreodată? Te-am acceptat, te-am iertat. Și zice, și nu voi mă aduce aminte de păcatele lor. Asta nu înseamnă să ne tolerăm păcatele unii la alții. Poți să-l sesizezi pe fratele, dar știi cum să-l sesizezi? Să n-aude nimic în discuie. Îl iei deoparte. Vine la mine un frate și spune, nu, aici nu de mine, nu pocăi. Și mă fi căzut niște voare. Mă deranjează, frate, te rog să vii, să-i spui. Și nu scrie în Biblie așa. Scrie că dacă tu ai ceva, voi îndești tu. Cu gând să te împaci. Și dacă voi nu te rezolvați, mai iau eu unul, ca să vă împăcăm noi. Nu mai vine la mine altul. Da? Vine un altul și spune, frate, lucrez cu unul și l-am surprins. Am mers pe dinapoi a lui, m-a zis ce mai rău de mine. Ce zic eu? Te duci și îl surprinzi și tu și spui, o, frate, niște pocăiți amândoi. Eu am greșit, cred că de aceea te-ai scăpat și ai zis rău de mine. Vedeți, amândoi am greșit, eu primul, tu al doilea. Hai să nu mai greșim altă dată. Și ce zici, frate? Că bine zici, nu veni deja până la dumneavoastră să te întrebi. Da, ai scris în Biblie. Că probleme apar, nu? Vorba aceea. S-a ajuns cu Sfinții în cer, e glorie, dar până la altă, pământ e altă istorie. Asta este. Toți greșim în multe? Nu. Eu, de regulă, când mă duc cu mașina la volan, nu văd oamenii din cealaltă mașină sau pe trotuar și salut. La noi, în arare, am spus. Nu mi-am văzut nevasta pe trotuar, să mă aștepta să o văd pe. O zis, dragă, ți-am făcut semn cu amândouă Domnului, ne-am strigat. Nu am capacitatea să mă uși în lătări. De altfel, bărbașul îți cunoscut, nu se uite înainte. Mi-a venit și pe Isar. Zic, pe mine să mă iertați. Mă cer iertare verbal și înscris cum vreți. Dar să nu ziceți, uite, frate, vreau să trecut pe lângă lui și pe lângă salut. Un altul zice, dar frate, ai fost tare scurt la vorbă. Zic, așa a fost de când mă știu. Dar facem cum să fie bine. Pentru că și noi am greșit, zice în Eclesiastul, nu luam seama la toate vorbele care se spun, adu-ți aminte. Că te-ai scăpat și tu și ai vorbit. Și mai scrie ceva în Proverbe, că pentru cel înțelept este o cinste să uite, să ierte greșelile. Amin? Amin. Cinstea asta am învățat-o de la Dumnezeu să dă vințe fie. Amin. Eu recapitulez, mă opresc aici. Poate tema de casă e prea grea. Un frate avea odată dorință ca altul să ceară iertare. Și-a zis că, oareți nu mai întrebă nicio pagubă, nu mă atâta. Și ăsta un muft firesc. Să se ceară iertare. Am întâlnit familie în care femeia zicea, nu te iert numai dacă pe genunchi. Pune-te și tu-și vă rugați să mă întâlnă. Și după o vreme întreb, auzi, m-ați împăcat? Și nu, frate, nu s-o cerut de ziua. Mă duc și mi-ai spun o dată. Mă aștept o vreme, tot fără rezultat. Când îi spun la treia orele a soției lui de față și zice, frate, nu mai insista. Dar de ce s-o? Eu sunt de 30 de ani, eu nu se știe ce are iertare. Odată m-aș fi bucurat și eu să-l auză când iartă-mă, dragă. E drept că eu greșesc mai des, dar eu zic de câte ori trec. Dar el, odată să fie spus. Doar la Dumnezeu am zis în el. Și-a spus Domnul Iisus, dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Doamne, îndură-te de noi. Amin. Să recapitulăm. Merită să facem spălarea picioarelor. Amin. Amin. Mai greșim, avem nevoie să fim
fim spălați și să ne gândim că face spălare picioarelor, Doamne, mai mijlocește dată pentru noi în cineva. Că ce bine e ca fă jertfă, dar ce bine este și că ești mare preot, milos. E bine să faci spălare picioarelor. Amin. E bine că învățăm să ne smerim, să ne iubim, să ne adunăm și noi comoare pentru cer, făcând fapte bune. Întărim legătura frățească. Oare am participat în vrednicie la cina Domnului? Când participați la cină, îi vine post, abstinență. Noi spunem, și frate, să ne tot înfrânăm. Măi, nu e regulă obligatorie, dar indicat. Scrie acolo să întrerup relațiile de familie pentru a te duci cu postul și cu... Păi n-ar fi cina Domnului în momentul în care... Acum suntem oameni. Când știi că urmează să ai o întâlnire cu soția ta, păi te mai gândești la asta. După asta te mai gândești și după aia puțin, nu? Dar dacă faci pauză, atunci te poți gândi la Domnul. Ne gândim de la mâncare, nu de o zi de post. Te poți gândi. Că asta e cel mai important aspect al cinei Domnului. Să vestești moartea Lui. Fă-ți timp și loc în minte ca să înalți crucea Domnului Iisus Hristos. Amin. În al doilea rând, verifică-te dacă nu cumva întârzi pe Domnul la gelozie când stai la masa Lui. Dacă ai greșit, spune, Doamne, de astăzi eu nu mai mă așez la nicio masă. De astăzi vreau ca să fii Tu singurul Domnul meu, cum zice, dacă în Psalmul 16, singura mea fericire. Și de asemenea, verifică-te dacă luând din trupul Domnului, tu ai aceeași relație cu trupul Domnului. Că aici pe pământ, Domnul vrea să ne desfășească și să ne pregătească pentru a fi ca o singură familie acolo, să ne ducă în cer pe toți. Și dacă aveți cum ceva să vă plângeți, cum se spunea și la timpul de rugăciune, iertați-vă, dar nu așa după cum o întreba Petru, cât e la rând. Vă zic, cum vă iertați Hristos, Coloseni 3:13, așa iertați-vă și voi. Amen. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumim că ne-ați primit. Sper că și cine trebuia să predice astea la locul putut participa cu bucurie. Să vă dea Domnul arată data. Amin. Amin.